Bine v-am regăsit la Extreme TV. Sunt Oana Radu. Sunt Vlad Panciu. Iar dumneavoastră urmăriți principalele titluri ale zilei. Vlad? România s-a clasat pe locul 4 în topul țărilor din Europa Centrală și de Est după criteriul subscrierilor. Pe primul loc, în regiune, s-a plasat piața de asigurări din Polonia, asigurătorii consemnând în anul 2009 un volum total al subscrierilor de 13 miliarde de euro. Cota de piață a Poloniei a fost de 40%. Și să vă spun și cei de clasați pe locul 2 și 3, este vorba despre Republica Cehă cu 5,3 miliarde de euro, respectiv Ungaria cu subscrieri de 3 miliarde de euro. Comisia Europeană spune că producătorii auto nu mai au voie să ceară repararea mașinilor aflate în garanție, doar în serviciurile pe care aceștia le agrează. Aceasta se întâmplă potrivit unor modificări realizate de către Comisia Europeană referitoare la acordurile dintre constructorii de automobile și dealerii autorizați. Demararea parteneriatului dintre AON și Manchester United este celebrată și în România. Începând cu 1 iunie anul acesta, AON este sponsorul principal al Manchester United. Acest parteneriat a fost sărbătorit și în România de către AON România. Această companie, sărbătorind intrarea în vigoare a contractului de sponsorizare prin organizarea unei donații în contul Fundației SOS Satele Copiilor. Haideți să trecem acum și la știrile externe. Criza se pare că se simte și pe piața de asigurări din Republica Moldova. Această industrie, industria de asigurări din această țară, înregistrând o scădere de 14% în primul trimestru al anului 2010, AIG a respins oferta revizuită a Prudential, a companiei de asigurări Prudential. Reprezentanții AIG au declarat că nu vor renunța la termenii inițiali ai tranzacției dintre aceștia și Prudential, prin care asigurătorul britanic dorea să preia American International Assurance, divizia asiatică a AIG. Oana? Să vedem și care sunt principalele titluri din presa economică. Firmele deținute de persoane care sunt rude de până la gradul 4, inclusiv cu angajații având funcții de decizie în instituțiile publice, nu vor mai putea participa la licitațiile organizate de acestea. Prevederea este introdusă într-un nou proiect de ordonanță de urgență privind modificarea achizițiilor publice. Banca Națională a cheltuit între jumătate de miliard și 1 miliard de euro din rezerva valutară doar în luna mai, pentru a menține cursul între 4,1 și 4,2 lei pentru 1 euro, în timp ce piețele financiare internaționale erau zdruncinate de furtuna economică din Grecia. Numărul firmelor care au intrat în insolvență în luna aprilie a scăzut cu 26% față de luna anterioară. Cu toate acestea, la 4 luni se remarcă un avans cu 18% al cazurilor de insolvență față de perioada similară din 2009, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Acestea au fost știrile zilei. Eu sunt Oana Radu și vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Vlad Panciu, vă dorim o zi bună!